Am copiii ăștia. Da, e bine? Da. Da, să vedem dacă au deschis, s-a deschis tu aici, da? Pot să zic? Așa, și bun. Da, te rog. Bună seara și am revenit cu drag la Prof Online cu exerciții de matematică, pregătire pentru teză. Nu uitați să dați like și share. A? Așa. Asta, a? Geometrie, da? Geometrie, da. Geometrie. Aia e biseclarea îngribatul. A e biseclarea unghiului B, A, C. E D, biseclarea lui B, E, C. E D, biseclarea unghiului B, E, C. B, E, C. E se află pe A, D. E aparține lui A, D. Și D aparține lui D, C. Segmentul AD, nu? D. E aparține da. Segmentului AD. Da. Și scriem așa. Și D aparține segmentului DK. Și D aparține segmentului DK? DK, da. AK, poate. Nu, DK. AK, mama, că n-are. Dar D lui DK, dacă... Nu, lui AK. Uitați-vă și voi, mai copii. D aparține lui D. Care-i problemă? Prima, dragă, vii așa de greu. Nu are logic. Deci așa și D aparține lui BC. D aparține lui BC. A. Concluzie, AD perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. Să arătăm asta. Deci fie AE bisectarea lui BAC. Deci se dă triunghiul BAC cumva, nu? Să vedem aici. Da. Da. Unghiul BAC. Mai întâi să mergem după ce spune problema. Deci avem unghiul B, A, C, au aici. B, A, C. Și E, D, bisectarea al unghiului B, E, C. Nu-i triunghiul, unghi acum, puiule. Deci așa, A, E, bisectarea. Dar așa începe problema? Da, 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 da. Așa începe. De asta sunt și ei derutat, adică erau unii din ei. A e bisectarea unghiului BAC. E D bisectarea unghiului BEC. Despre el este pe segmentul AD. E aparține segmentului AD. Adică ei e în interiorul unghiului, domnul profesor, punctul E, pe bisectoare. Da. Duceți bisectoarea unghiului, ăsta, care l-a făcut. A, E. Da, bisectoarea. O ducem. Și E e undeva în interior. Sigur că da, pe bisectoare. Pe bisectoare, da. A, E, deci bisectoarea unghiului. Eu pe aici. A, de nu? E bine așa. Da. Deci A, E, bisectoarea unghiului BAC. Iar ED e bisectarea unghiului B, E, C pe aici undeva, da. C pe aici undeva, să nu fie la triunghiul. Deci, ED, bisectarea unghiului B, E, la clasă au luat E mai interior, domnul profesor. B, E, C. E bine așa? Nu. Ei la casă au luat eu mai aproape de A. Da, el dacă l-a luat așa, de ce nu trebuie să meargă figura? Că n-au înțeles. Da, trebuie să meargă figura. Deci, spune așa, repetăm. Mai că băie trebuie să fie cu băie într-un final. Da. Băie, congruent cu ce e? Da. Mai repetăm problema, că nu știu unde să-l fixez pe B, nici pe E, nici pe C. Când îi zice bisectarea unghiului BAC, deci am luat practic un unghi și pe laturile unghiului respectiv am fixat niște puncte. Corect, haideți să vedem dacă merge și așa. Eu am făcut altfel la fel. Am înțeles, dar deocamdată eu încerc să traduc ce înțeleg din ipoteză. A e bisectarea unghiului BAC. Corect. E D este bisectarea unghiului BEC. C. Facem acolo un. Și acum E, D, din E dacă plec, E, D, cam așa ar veni bisectoarea. Vedeți? E, D. Bisectoarea unghiului B, E, C. Unde D spune că este pe cine? Pe BC. Bun. Puneți pe B cu C. Și pe D o pun aici. Gata. Iar E aparține lui A, D. Eu aparține lui A, D. Atunci sunt dirijat, dacă spune că eu aparține lui A, D, ar trebui eu luat mai spre interior. Da? Încă o dată. N-am elemente care să mă ajute. Știu. Deci problema, așa cum este dată, îmi dă loc la interpretarea aceasta. Da, A, E și D e pe bisectoare. Și A și E și D. Păi, dacă este adevărat că este pe bisectoare, în condițiile în care iau B, E să fie cât E, C. Dar dacă eu le iau și mai ciudat, uitați-vă așa. Eu le iau aici pe C, ce am voie să fie așa, da? Atunci apare unghiul B, E, C. Și bisectoarea aici. Și bisectoarea unghiului B, E, C, E, D-ul asta, este cu totul și cu totul altă poziție. Uitați așa din bisectoarea unghiului, nu? Asta trebuie să iei cât asta. Și spune că D-ul este pe... Că eu este pe A, D. În prima fază, când spune D-ul, D-ul este pe BC. Uite că am făcut așa. Da, și eu pe A, D. Și eu este pe A, D, A, D. Deci musa e așa, trebuie, cum au, cu eu la interior. Da. E adevărat că e ciudat, nu? Cum e... Odată problema... Că n-am înțeles. Încât, practic, dacă te, în ordinea asta a elementelor, încerci să faci figura, nu poți să te descurci. Da? Da. Nu poți să te descurci. Până la urmă, o iei, o sucești, îți ies așa cum le-a dat-o lor. Da, până eu sucești. Exact, dar pentru ei mi se pare un pic greu. Nu, e dată ciudat, foarte ciudat. Dacă ar fi spus că se dă triunghiul ABC, n-a zis. În care duci în bisectoarea, facem nu știu ce, nu știu cum. Haideți să... Noi mergem obligatoriu după cum spune, sunt date, da, datele de aici. Și să luăm pe E mai aproape. Păi, dar eu cum să le iau pe E mai aproape? Pentru că n-am niciun motiv. Pentru că E e pe AD, domnul profesor. Eu este pe AD. Dar, vezi cum, Mihaela, AD-ul acesta n-a fost construit. Mai întâi spune că ducem bisectoarea AE. Da. Deci n-am niciun motiv să mă duc cu D-ul și el pe AE ca să fie în poziția asta. Da. Mai repetăm? Da, încă n-am înțeles. Deci, triunghiul, se dă unghiul BAC. BAC, doar punctele acestea sunt folosite pentru a arăta deschiderea, dar semidreapta asta, din, când vorbim de unghiul BAC, C-ul, B-ul pot fi luate oriunde pe semidreptele celea. După care ducem semibisectoarea unghiului BAC. AE. Am înțeles. Eu pot să fie oriunde pe semidreaptă. După care vorbim de unghiul BEC, care poate să fie foarte bine BEC, un unghi așa, așa. Corect. Și bisectoarea unghiului BEC este acest ED, corect, care e pe BC, corect, de acord cu asta, da. ED care e pe BC. Și nu mai iese eu pe AD. Și eu pe AD... Nu mai iese. Păi nu mai este eu pe AD. Eu pe AD decât dacă AD coincide cu AE. Corect. Deci dacă AD-ul coincide cu AE. Dacă... Nu mai, așa cum v-ai demonstrat-o, e corect. Dar după desenul pe care vi l-a făcut, ce? Deci în condițiile acestea, tu, elev, iată-mă pe mine, că eu n-am fost la clasă la voi, n-am preluat figura, eu citesc acum din ipoteză. Dar după ipoteză nu trebuie să am ambiguități. Pentru că construcția problemei trebuie să o fac cu precizie. Corect. După ceea ce mi oferă acolo. Deci din partea asta e o problemă. Haideți să mă duc totuși pe culoarul acela, că aproape, mă rog, dacă aș avea acum o discuție cu profesorul, ea spune că uite că nu mă descurc. Cum elevul să se descurce cu asta. Corect. Și am făcut-o de 10 ori până am nimerit așa. A, așa. Bine. Hai să ducem în sectoarea aie. Desenați din nou, pentru că eu neștiind am produs chestiile acestea, da? Deci am intrat în încurcătură, cum de fapt puteau să intre foarte mulți copii. Nu am niciun motiv să fac asta. Deci, B-ul și C-ul tot așa am să luat, că n-am niciun motiv să zic că C-ul să fie mai aproape de A, B-ul mai încolo. Eu chiar evit ca A, B să nu fie cât A, C. Ba, taman asta și demonstrează. Că A, B e cât A, C. Da. Domn profesor. Și B, D o să fie cât, da, deci chiar o să fie demonstrația asta. Și trebuie luat egal. Deci n-am apreciat. Dar din ipoteză nu reiese asta, clar. N-am înțeles. Hai să vedem. Hai să încerc așa. Aici e ipoteza cu subînțeles. Păi, dar nu e cu subînțeles, nu e clară deloc ipoteza. Acum să nu la 2. Deci AB cât AC. Alo. Alo, Dan? Da? Sunt într-o lecție de matematică și mă iertați, sunt chiar în direct acum. Da. Bine. Deci, insistăm. Mergem pe ce spus, dar de regulă eu mă feresc. Sunt cazuri particulare astea. Știi că am insistat de multe ori. Nu te duci în cazul, nu duci tu perpendiculara de acolo, că ai văzut ce se întâmplă. Nu, nu, nu. Din piciorul, apropo de cazurile particulare, nu era pe nu știu ce, tu te-ai gândit să le chiar acolo și ai stricat complet problema. Eu nu pot să iau AB egal cu AC de la bun început, chiar mă feresc, pentru că nimeni nu spune să fac asta. Da? Am să mai fac, să fac abuzul ăsta, să vedem în ce măsură problema poate fi justificată, poate fi înțeleasă. A e bisectoarea unghiului. A e bisectoarea unghiului BAC. Da. A e bisectoarea unghiului... Mai aproape de A, luați-l, domnul. Așa. Așa pe aici undeva, da? Da. Iar mă feresc să fie la mijlocul. Așa, da, așa. Ne ferim. Corect. Deci le iau pe aici undeva. Ce era? A e bisectoarea unghiului BAC. Da. E de bisectoarea lui BEC. E de a lui BEC. B E E. E C, da? Da. E D. D. E D. Bisectoarea lui B E C. Corect, acolo e D, domnul profesor. Pe aici undeva. Nu le iau chiar aici, pe BC. Deci zice că D e pe BC. D e pe BC, spune? Zice, da, da, da. E e pe AD. Așa. Și D pe BC. Bun, hai să mă duc și așa. D. Da. Și E pe AB. Și eu este pe AD. A, D. Așa e. Asta e figura. Trebuie să mai repetăm. Imediat mai repetăm. Hai să lămurească domnul. Am înțeles ipoteza acum. Ai înțeles ipoteza acum? Acum, dacă cu figura asta am înțeles ipoteza. Nu, nu, nu. Reiese din ipoteza asta? Păi, dar de ce? Că dacă nu le luam egale, nu reieșea deloc. Dacă nu lua AB cât AC. Trebuia să dea asta, AB cât AC. Dar asta se demonstrează. Hai să vedem încă data. Deci, mai repetăm. Uitați-vă un pic. Fie A e bisectoarea unghiului BAC. Da. Eu poate, după prima parte, eu poate să fie situat oriunde pe semidreapta aceea. Nu știm unde. Nu știm unde. E D-ul este bisectoarea unghiului BC. E D-ul este bisectoarea unghiului BEC. Deci, practic, se spune că e mai în interiorul lui BC. Dar dacă îl luăm pe E aici, BEC are roșie așa, cu condiția ca AB să fie cât AC. Da, dar vedeți că după aceea zicea E pe AD și nu mai era. E pe AD. Este pe AD. E a treia condiție. Păi... Nu mai era. Sau era? Este. Tot că condițiile acestea... AD-ul era pe BC și asta era coliniar și atunci eu este pe... Cine? AD. Eu este pe AD. De AD. Dacă îl luăm pe eu aici, da? Hai să luăm așa. Eu dacă este aici, în condițiile în care am AB cât AC. Nu avem. Nu am. Demonstrăm asta. Dar în cazul acela particular, am unghiul BEC, nu? BEC. Și eu duc bisectoarea ED. ED. Unde D este lui pe BC, da? Da. D-ul este... Deci am dus bisectoarea. Da. Iar eu este pe AD. Tu n-ai înțeles nici demonstrația la clasa din? Ei au înțeles. Nu merge așa pe eu după de... Eu nu, dar cum explic că Dar de unde să ai ordinea asta? Cine îți forțează mâna să fie? Eu este pe segmentul AD. Da, la ei e clar. Din A în D. Pentru mine e că trebuie să fii între A și D. De ce? Pentru că se zice pe segment. De ce e pe segment? Nu pe dreapta AD. Ia să vedem. Aveți așa, scrie acolo pe segmentul AD? Sau spune... Ia, uite, da să văd, mama, cum dă. Nu, pe căițele voastre. AD, da, așa cum a scris dumneavoastră. Eu o să fie pe AD. Da. E pe segment. Hai să le luăm încă o dată. Când a zis ducem bisectoarea unghiului BAC, pe el îl putem fixa oriunde. Putem să-l fixăm și aici. Ducem bisectoarea BEC. Și atunci D-ul este pe BC, zice, nu? Da, eu trebuie să fiu clar. Așa. Și eu trebuie să fie simultan aici. Și D-ul să fie pe BC și eu pe AD. Eu pe AD, adică mă forțează să vorbesc de E în partea asta. Da. Bun, până aici, hai să vedem. Dar noi putem pune pe el în orice parte... Unde vrem noi, nu neapărat la mijlocul lui AD. Da, putem pune în orice parte. Unde vrem, corect. Deci eu este pe AD. D-ul este pe BC. Da, și asta e figura. Și alea două sunt bisectoare. Și trebuie să arătăm că AD... Perpendiculară pe BC. Perpendiculară pe BC. Așa. Hai, cine a înțeles să vorbească? Da. Eu am înțeles. Eu am să insist așa, să vă zic că din cauza că noi am dus bisectoarea acestui unghi și pe urmă am dus și bisectoarea acestui unghi. Așteptați un pic. Alina, uite la tablă. Deci AE este bisectoarea unghiului BAC și ED bisectoarea unghiului BEC. Da. Din aceste două lucruri, nouă trebuie să ne reiasă că triunghiul BAC este isoscel. Dacă ne iese că isoscel, atunci bisectoare și mediană și mediatoare de față. Că n-am învățat proprietățile triunghiului isoscel și că dacă facem așa ajungem până, adică punctul ăsta. Păi, ajunge acolo să demonstrezi. N-am ajuns acolo, adică... Nu, au venit ei cu soluția asta și au zis că nu e bună. O veni vreo... Bine, cine a înțeles? Haideți să vedem așa. Copii, ce avem așa? Noi avem că unghiul ăsta... E cât unghiul ăla. Este cât ăsta. Da. Și faptul că eu este pe A de toate și unghiul ăsta suplimentar este cât ăsta suplimentar. Corect. Da? De ce nu înțelege? Adică așa? Pentru că împreună fac cât aici? A de fac 180. Și cum ăla împreună în parte faci consolidare. Dacă astea două sunt congruente, ce-au rămas până la 180 de o parte și pe asta și astea sunt congruente. Așa au și început. Bun. Acum, dacă ne oprim de la triunghiul A e B și A e C. Corect. Avem. Despre aceste două triunghiuri putem spune că au cele două. AB congruent cu AC. Nu, nu avem asta. A e latură comună. A este latură comună pe care o surprindem și într-un triunghi și celălalt. Avem B, A e congruent cu unghiul din A. Unghiul din A, A din. Adică E A C. Da. E A C este cât E A B din cauză că am spus bisectoarea. Da. Deci unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici. Că e unghi latură unghi. Și mai avem unghiul suplimentar care A e C cu A e B și atunci suntem unghi latură unghi. Da, da, domnul. Așa au făcut. Așa au făcut. Așa au făcut aici. Unghi latură unghi. Tu confundezi cu laturunghi. Nu. Unghi, laturunghi. Așa a spus. Andreu, cum cât acolo laturunghi. Zic Andreu. Așa, atenție. Atenție. Încă o dată să reluăm. Deci cele două triunghiuri sunt congruente. Sunt congruente pentru că au o latură și câte și unghiurile de la capete atașate, adică de o parte și de alta latură și astea. Corect. Adică vedeți, uitați-vă numai la unghiul, la segmentul AE. AE și unghiul ăsta de aici e câte la altul și ăsta de aici este câte la altul. Și atunci suntem unghi, latură, unghi. Și cele două sunt congruenți. Cele două triunghiuri sunt congruenți și congruența lor mă trimite la toate elementele congruente. AB cu AC. AB cu AC. BE cu DC. BE cu EC. Și BD cu D. BE cu EC și unghiul de aici de urmă. Exact. Unghiul ăsta de aici micuț. Dar taci, măi. De ce? Dar lasă cu BD, că nu vorbeam de BD, măi, copii. Lasă de Mihai, că nu l-a băgat nimeni în seamă pe Mihai. Deci, atenție multă. E vorba de faptul că cele două triunghiuri sunt congruente și toate elementele care n-au fost luate în seamă sunt celelalte trei. Corect. Că trei au fost prinse. Corect. Din 6. Trei au fost prinse pentru congruență. Urmați celelalte trei să fie congruente. Și atunci putem spune în continuare latura asta toată, cât asta, asta de aici, cât asta de aici, și unghiul ăsta de aici, cât asta de aici. Corect. Cum ne-am obișnuit toate? A, C, E, cu A, B, E sunt congruente unghiurile acelea. Și acum luăm următoarele triunghiuri. Și acum ne ducem la triunghiurile B, E, D și D, E, C. Eu vreau să zic triunghiurile A, C, D și A, B. CD, nu, dacă vrei să le iei din prima așa, n-ai să reușești. Da, să vedem, dar de la ACD și ABD, ce ce lucruri ai tu puse la punct? AD latură comună. Bun. AB cât AC din demonstrație. AB cât AC din demonstrație. A doua oară vrea să le ia. A doua oară. Nu, nu, a doua oară. Am înțeles. AB cât AC. Da, corect. Și AB AC. Și unde? BAD. BA cu DAC. Și așa poți să iei. Și rezultă de aici că BD e congruent cu DC și DC rezultă că D. Asta e finalul și era ușor aici. Și deci unghiurile fiind congruente, unghiurile fiind congruente, merge foarte bine și așa, da? Înseamnă că și unghiul ăsta e cât ăsta de aici. Și atunci asta e perpendiculară, da? Asta încercam Miruna să zică, Mihai, în prime, când s-au luat primele două triunghiuri, B, E, A și C, E, A, nu intra B, D și C, D. Asta zice latura. Eu știu. Deci B, E, A. Haideți, Andrei, ce nu se clar aici? Să vedem. Nu se clar nimic. Da? Mai reluăm încă o dată. Mai ales începutul. Vrei să faci eforturi? Că nu înțeleg nimic de desenul. Nu înțelegi desenul? La bună dată un profesor în clasă și... Copii, s-a vizat pe o problemă care e clasică. Hai, ascultați un pic. Ia uitați, asta este problema. Într-un triunghi isoscel, ducând bisectoarea, este și mediană și mediatoare și bisectoare și de toate, da? Da. Să zic așa. Hai să luăm un punct la întâmplare E aici. Și am dus bisectoarea unghiului acesta. Da. Deci, cum au gândit-o ca să fie cât mai încălcită. Deci, aici este A-ul. Ăsta este B-ul și C-ul. Da? B-ul și C-ul. Și iată punctul E pe bisectoare. Fie A e bisectoarea unghiului BAC. Corect. E D bisectoarea lui. E D bisectoarea unghiului BEC. BEC. Și D pe BC. Eu e pe AD. Eu este pe AD. Și demonstrați voi că... Demonstrați voi că... AD e perpendiculară pe BC. Acum ați clar în desenul? Dacă cum ați făcut dumneavoastră B și C în desen, aici ne dăm seama că e clar că unghiurile de la bază sunt congruente. Și pentru că sunt așa, rezultă că trei unghiuri. Dar nu zice în ipoteza asta, zice doar că nu spune, dar eu am venit, v-am tradus-o de unde s-a inspirat în construcția acestei probleme. Ca să înțelegeți. Da? De la problema asta, într-un triunghi isoscel, că de fapt asta ascunde, că la urma urmei triunghiul ăsta este isoscel. Pentru că AB demonstrezi tu e cât aceea. Corect. Da? Dar tu la început nu ai că AB ar fi cât aceea. Nu ai informația asta. Însă, în clipa în care iei triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta, ai șanse pe cele două triunghiuri, luându-le în discuții, să poți dovedi că așa stau lucrurile. A e latură comună. A e latură comună. Asta e unghiul ăsta e cât ăsta, din cauza că ai 1 cu 2, din cauza că a fost bisectoare. Da, corect. Și unghiul E. Și mai e că unghiul ăsta de aici 3 cu 4 congruente. Dar dacă 3 cu 4 sunt congruente din cauza că asta e D bisectoare, din cauza asta ce-o rămas ții ca unghiul ăsta tot să fie cât ăsta tot ca fiind unghiul, cum se cheamă așa? Suplimentar. Suplimentar, da? Deci, partea asta de aici și cât asta de aici. Și asta te ajută când te duci în triunghiul A, E, B și A, E, C, intre foarte clar cu cazul de congruență, unghi, latură, unghi. Că așa se întâmplă și pe partea cealaltă. Unghi, latură, unghi. Și triunghiile astea fiind congruente, îți permis să spui că latura asta e AB cât aceea, adică te plasează într-un triunghi isoscel. Corect. Da? Te plasează într-un triunghi isoscel. Și B e cât ce e tot isoscel. Și în triunghiul isoscel ăsta acum, vei arăta că această bisectoare e și mediană, adică pică la mijloc. E și mediatoare, poftim. Și cum arăți? Arăți că triunghiul ăsta, A, D, B, cum au luat-o AD, și cu A, D, C, triunghiurile astea sunt congruente pentru că au A, B congruent cu A, C. A, B congruent cu A, C. Demonstrat. Demonstrat unghiul A, unghiul B, A, D cu D, A, C. Și unghiul... Niciun unghi. Și... Și A de latură comună. A de latură comună. Și atunci triunghiurile sunt congruente conform cazului latură, unghi, latură. Și fiind congruente și unghiurile acestea sunt congruente. Și atunci AD este perpendiculară pe B. Nu. Fiindcă unghiul ăsta e congruent cu suplimentul său, împreună fac 180 pe jumătate, 90, da? 90 și la una demonstrată clasă altfel. Nu contează, tot acolo. Nu, dar altfel, altfel. Adică este așa, AB congruent cu AC, deci rezultă că A este mediatoarea lui BC și EB e congruent cu EC, este mediatoarea lui BC și atunci E e mediatoarea segmentului BC. Deci, încă o dată, nu s-a dus în triunghiul ADB, nu în triunghiul ADB în miră, nu? Și a luat care triunghi? A, e, D, nu? Nu, ați scris A, B congruent cu AC. A, B congruent cu AC, da. De unde rezultă A e mediatoarea lui BC. A e mediatoarea lui BC. Conform proprietății acelea că dacă punctele sunt la egale distanță de capetele unui segment, proprietatea este aceea că punctele se află pe mediatoarea lui BC. Când am dat copii, când am mai vorbit de o mediatoare a unui segment, și insist pe asta, când spun mediatoarea unui segment, voi spuneți perpendiculara pe mijlocul segmentului. Da? Perpendiculara pe mijlocul segmentului. Dar în loc să arătați că e vorba de perpendiculara pe mijlocul segmentului, adică și perpendiculară și pe mijloc, dacă veți arăta că un punct de pe dreapta aceea, luat la întâmplare, se întâmplă, să are, nu, am pe A decât pe B, înseamnă că triunghiul acela este, calitatea aceea obligă de dreapta aceea să fie punctul acela pe mediatoare. Că mediatoarea e formată din toate punctele care au proprietatea de a fi la egală distanță. De capetele segmentului. Deci punctul, faptul că ai avut Miruna A, B cât A, C, înseamnă că punctul ăsta A e pe mediatoarea lui BC. Așa ți-a spus acum. Da, da, și apoi a spus că e pe congruent cu EC. Apoi că e pe congruentă cu EC, înseamnă că e pe aceeași mediatoare. Iată punctul E, având aceeași calitate de a fi la egală distanță de capetele segmentului. Deci atât A cât și eu se află pe mediatoarea segmentului BC. Așa, și? Și ne-ai zis apoi că E aparține mediatoarei BC. Da, tocmai ce am zis. Da. Și apoi A e mediatoarea segmentului BC. A e mediatoarea segmentului BC. Da, pentru că prin două puncte distincte, Miruna, prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Și cum punctul A și punctul E, având calitatea de a fi la egală distanță de B și C, fiindcă B și C sunt puncte ale mediatoare și prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una, aceea este mediatoarea. Corect. Deci BC este mediatoarea. Dar nu văd niciun motiv să fim triști și să nu acceptăm ideea pe care au avut-o Adi, să spun așa, mă opresc la triunghiul A, B, D, și A, D, C. Dar au făcut și așa, asta era a doua, nu? Demonstrații sau cum? Nu, nu e făcut așa, au zis noi. Nu, că am văzut eu pe care ai făcut-o. A, da, da. Au făcut și așa, cum zicem noi. Da, da. Da. Dar este interesant cum aș vrea să reluăm din la bun început, ca să vă pot câștiga, că deocamdată sunteți debusolați și sunteți așa. Nu, nu am înțeles. Tu ai mers pe varianta care ai văzut totul, cele două din concrete și pasă la pasă. Da, dar hai să vedem și pe varianta pe care o prinde în demonstrații profesorul. El spune așa, trebuie să arătăm că A e AD, asta, AD e perpendiculară pe BC. Dar în problemă vorbește de faptul că A e bisectoarea unghiului BAC și că E D e bisectoarea unghiului BC. Ca informația asta ne dau. Astea sunt două lucruri. Atât. Deci, că A e bisectoarea unghiului BAC și că D e bisectoarea unghiului BEC. Atât. Nimic în plus. Și statul la problemă înseamnă să poți arăta că AB e cât AC și că EB este cât EC. E foarte tare chestia asta. Și ca să arăți că AB e cât AC și că EB este cât EC, acestea fiind laturi ale celor două triunghiuri, ale lui A e B și al lui A e C, și tu ai nevoie să arăți că astea două sunt egale și astea două sunt egale între ele, n-ai șansa decât să folosești latura comună a E și ce bine ar fi să te plasezi într-un caz de congruențe pe care știi, unghi, latură, unghi. Pentru că celelalte două laturi, perechi de laturi, adică asta cu asta și cu asta, chiar ți se cer să le demonstrezi că sunt egale. Da? Și atunci ce ți-a rămas la îndemână? Ți-a rămas la îndemână o singură latură, care este comună, și ai foarte tare nevoie să te duci în cazul de congruență unghi, latură, unghi, și atunci te concentrezi foarte tare pe cazul ăsta. Unghiulai deja, din cauza bisectoarei, latura O e comună și trebuia unghiul ăsta. Dar ai informația că e D bisectoarea unghiului B, E, C. Și atunci, având că e B, D bisectoarea B, E, C, ai clar că unghiurile astea sunt congruente și atunci, celelalte care sunt suplementare sunt congruente. Și tocmai cele două unghiuri de care tu nevoie, adică unghiul din fiecare triunghi care completează unghi, latură, unghi. Ai înțeles, Adi? Dacă nu faci asta, nu poți să mergi pe problemă. Deci latură, unghi, ca să ai startul în problemă. Deci cele două triunghiuri, Adi, congruența lor se arată nu unghi, latură, unghi, nu latură, 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 ci unghi, latură, unghi. Despre unghiul ăsta din ipoteză, latura asta că este comună și tu aveai nevoie ca unghiul de aici cu ăsta altul. Să demonstrezi că sunt congruente. Obligatorie aceste două unghiuri să fie congruente ca să te plasezi în cazul de congruență știut. Și acum te face efortul să vezi cum ajungi la ele. Ele ce sunt? Sunt suplimentele acestor două și cum ele sunt egale și suplimentele sunt egale. Da? Sunt suplimentare și atunci ai reușit foarte bine. Corect. Triunghiurile fiind congruente, astea două sunt congruente, adică, dar dacă astea două sunt congruente, sunt puncte la egală distanță de B și de C, nu are nicio altă șansă decât să fie pe mediatoarea lui BC. Pe mediatoarea lui BC o dreaptă, care știm că este perpendiculară pe mijloc. Da? Dar am un singur punct care m-ar deja și pentru un punct nu pot duce dreapta. M-am nevoie de încă unul, încât să pot duce prin două puncte, dacă eu găsesc două puncte distincte pe mediatoare, aceea este chiar mediatoarea lui BC. Și atunci zic așa, am și că E B este cât E C. Corect. Tot din demonstrația triunghiilor respective. Și dacă se întâmplă așa, atunci triunghiul eu și el este unul din punctele acele de pe mediatoare, fiindcă are calitatea asta, la egală distanță de B și de C. Deci, și eu e pe mediatoare, care o fi ea, și A e pe mediatoare, cum prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una, aceea este chiar mediatoarea. A e mediatoare. A e este mediatoarea lui BC. Da? A e mediatoarea lui BC. Eu aș fi cerut chiar atât. A e mediatoarea lui BC, nu AD. AD se subînțelege câtă vreme este pe D, este pe AE. Am undeva sau D pe BC. Pe BC, la intersecție. Iar eu este pe AD. E clar că eu vin pe AD, eu vin punct prin A și pe E trece mediatoarea, chiar punctul din intersecția mediatoare cu BC este în punctul D. Corect. Da? Deci problema a avut două puncte tari. Dacă reușeau să facă ei singur desenul, domnule. Da, da. Dacă se facă deci dacă această problemă trebuia surprinsă în ceea ce însemna, cum v-a spus mai devreme, într-un triunghi isoscel, greu de... Că spune așa, bisectoarea unghiului, hai să o luăm așa. A, B, A, B și C. Bisectoarea unghiului BAC, AE. Eu nu știu să o duc, să fixez pe E. Nici pe B, nici pe C nu l-am fixat. Dar de unde să-mi dau eu seama de toată coliniaritatea asta? El mă forțează și spune aici că D-ul pe BC, că eu este pe AD și vorbește de o coliniaritate în aceste AED, în ordinea asta, da? Corect. Ei, întrebarea este ce să mă facă pe mine să duc AB-ul cât AC-ul. Să iau AB-ul cât AC-ul, lucru care se va întâmpla să fie așa. Dacă nu-l iau, nu se mai întâmplă ca eu să fie pe AD. Corect. Asta se va întâmpla. Și atunci am luat mai devreme, cu începe aici spuneva, da? Și în clipa asta, când am luat cu începe aici, vorbește că bisectoarea unghiului BEC, eu pe E, iarăși l-am luat undeva. Mai sus pus. Hai să luăm mai sus. Eu pe aici. Și dacă vorbesc de bisectarea unghiului BEC, BEC, ia uitați-vă. BEC. Bisectoarea adusă înseamnă așa. Unghiul ăsta să fie cât ăsta, da? Corect. Și ce bisectoare? E D. E D. Da? E D, da? E D. Era pe BC. Și D-ul... Pe BC. Pe BC. Da. D-ul este pe BC. Iată, da, da, este adevărat, nu? Dar eu nu mai e pe AD. Dar eu nu mai este pe AD. Eu nu mai este pe AD. Și în condițiile astea, numai dacă mișc pe C înapoi, încât D-ul să fie pe același direcție cu eu. Da? Uitați, dacă încep să mă duc cu problema încât să corespundă realității, trebuie să mișc pe D-ul de la început, AB-ul să fie cât AC. Astfel, în situația asta, eu nu mai este pe AD. Corect. Eu nu mai este pe AD și problema nu are rost. Forțând, cerând el că eu o să fie pe AD, îmi spune că trebuie să revin cu CO din ce în ce mai aproape, încât să se închidă unghiul și să fie D-ul aici și eu să fie pe AD. Adică, practic, AE-ul și cu AD-ul trebuie să fie suprapuse. Corect. Și AE-ul cu AD-ul suprapuse se întâmplă numai când AB e cât AC. Corect. Dar pentru copii, totuși problema este dificilă. Pentru că ascunde ce? Pentru început, tu trebuie să iei așa, la întâmplare. Să sesizezi că nu se întâmplă așa, decât dacă fii cu CO la sus, încât aveți, fii cât AC. Da. Lucru care îl demonstrez. Așa am făcut eu. Da. Singura. Da, dar asta presupune altceva. Deci problema nu s-a... A fost mult peste nivelul la care lucrurile mergeau mai la îndemână. Deci... Și-a mai făcut una la fel de... Da? Fistichii așa. Da. Da. Nu văd din problema asta să fi avut niște lucruri deosebite. Dacă se dorea, în loc să spune că ei pe AD și așa, așa încât punctele A, E, D să fie coliniare tot timpul. Măcar asta să fie, da, coliniaritatea asta. Nici acum nu știu cum se demonstrează. Adi, tu știi cum se demonstrează? Așa cum nu știi. Tu știi, Andrei? Nu. Eu acum știu cum se demonstrează. Dacă ne dă așa la această problemă de asta. Păi clar că vă dă asemănătoare. Da, dacă ne dă una din asta o fac din 0,0. Deci chiar dacă e clar acum desenul. Oricum, dacă o să ne dă de asta să facem 0,50. Vorbeam de ei. Uite, ei nu știu. Eu? Da. Ai înțeles, Mihai? Deci, ca mod de construcție, ai fi început așa. N-ai motive să iei AB cât AC, n-ai motive. Și de regulă, în tot ce am spus, și așa trebuie procedat, căutăm să nu ne plasăm în cazuri particulare. Adică exact asta nu luăm AB cât AC. Așa nu luăm, așa nu luăm. Și aici așa și trebuia. Când plecăm la treabă și când vedem chestia asta și când zice că eu trebuie să fii pe AD, gata. Aici e momentul foarte important. Faptul că eu e pe AD îmi sugerează mie că trebuie să alerg înapoi cu CU, că numai așa unghiul ăsta se va mișora aici. Da? Deci numai așa, dacă D-ul va fi pe undeva pe la mijlocul lui BC, atunci va fi bine. Adică, deci, în clipa în care ăsta se duce așa, se întâmplă așa, uite, din ce în ce mai bine, se întâmplă chestia asta, cât AB o să fie cât AC, atunci lucrurile fac ca eu o să fie chiar pe AD, că D-ul va fi aici. Da? Și când zice că eu este pe AD, de fapt vorbește de suprapunerea dreptei AE cu drepta AD, dreapta AE și cu dreapta AD trebuie să se suprapună. Și asta presupune ca AB să fie cât AC. Deci, tu, în clipa în care vrei să faci problema și sesizezi nuanța că ei pe AD, iar D-ul pe BC, adică colinaritatea lui A, E și D, înseamnă că numai dacă mergi cu AB egal cu AC. Numai atunci problema merge. Și atunci, la desen este cea mai mare dificultate. Da. Deci la desen e cea mai mare dificultate. Și atunci, eu de ce m-am dus așa și m-am făcut figura așa? Știți de ce? Pentru că am înțeles ce am vrut să facă și mai bine am plecat de la un triunghi isoscel. Da. Și da, în triunghi isoscel totul s-a întâmplat perfect. Da? Sigur că da, dar tocmai aici a spus-o. Din două puncte eu și au bisectoarea acestor unghiuri și poziționarea punctelor D și E cu A, colinaritatea asta, a ascuns tocmai ideea că e vorba de un triunghi isoscel. Asta a fost povestea. Acum, dacă totuși, și hai să o spunem pe cea dreaptă, nu puteai pune problema în niciun chip, nu puteai decât... dacă n-arătai tu unghiurile din ei, să congruie. Deci, dacă tu luai, uite așa, Adi, bă, aici ce, aici, nu știu ce, cum să te duci tu la triunghiul AE C și AE B, la cele două triunghiuri să spui că sunt congruente, să-ți propui să fie congruente, câtă vreme aveai unghiul ăsta e cât ăsta, și pe... Nu mai aveai colinaritate aici, că eu nu mai este pe AD. Deci asta e motivul pentru care nu puteai să folosești. Da. Numai așa. 46. Dar oricum. Da. Numai așa. Să o finalizez odată în discuții, numai, și să spunem așa. Dacă inspirația unui coleg ar fi fost și tu ai fi putut prinde că e vorba de un triunghi isoscel în care se întâmplă chestia asta, poate pornești și tu. Că din clipa în care ai în minte figura de aici, totul merge. Triunghiul ăsta e congruent cu ăsta, ăstea două sunt congruente și ăstea două sunt congruente. Iată că AO și eu sunt două puncte care se bucură de proprietatea la egală distanță de capetele segmentului. La egală distanță capetele segmentului înseamnă câți pe mediatoare, cum prin două puncte treci o dreaptă și numai una. Asta este chiar... mediatoarea. Și mediatoarea e perpendiculară pe BC. Nu? Și atunci, AD perpendiculară pe BC, problema ar fi fost... Și mai avem una. Hai să o vedem pe cealaltă. Opresc pe asta. Da. Voi nu știți să faceți demonstrația, dar...